O femeie de 66 ani din satul Găinari Vechi, din raionul Soroca, a ajuns la spital cu mai multe leziuni, dar și cu o sperietură groaznică după ce un consătean a atacat-o cu un topor. Incidentul a avut loc în amiaza zilei de ieri, 17 septembrie. Potrivit poliției, agresorul în vârstă de 45 de ani era în stare de ebrietate când a intrat în curtea femeii. Acesta ținea toporul într-o pungă, iar la un moment dat l-a scos și a aplicat victimei mai multe lovituri pe diferite părți ale corpului. La intervenția vecinilor care au auzit strigătele femeii, la fața locului a ajuns și o ambulanță care a transportat victima la Spitalul Raional Soroca pentru îngrijiri medicale. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au pornit o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, agresorul riscă muncă neremunerată în folosul comunității până la 240 de ore sau închisoare de până la 5 ani. Inspectoratul de Poliție Soroca investigează cazul.